Bine v-am găsit la emisiunea Afaceri de la Zero. Eu sunt Georgiana Mihalache și astăzi o să vorbim despre haine și cum poate un brand nou pe piață să se impună. Alături de mine este Claudia Ioniță, fondatoarea brandului Couture de Marie, care o să ne povestească astăzi despre afacerea ei și unde vrea să ajungă. Bună, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Couture de Marie, un nume foarte franțuzesc. De unde a pornit, de unde a venit ideea numelui? Ideea numelui a venit în primul rând de la Maria. E numele meu preferat de fată, de fetiță, că de aici a fost. Nu am fete și am vrut să creez așa totul în jurul acestui nume. Antreprenorii oricum spun despre businessurile lor că sunt copiii lor. Exact, este copilul meu, exact. Când a pornit totul și de unde a venit pasiunea pentru haine? Totul a pornit în 2014, spre finalul anului. Lucram în presă, în presa scrisă, eram pe partea de vânzări, într-adevăr. Atunci presa era într-o situație ușor dificilă. Comunitatea în care lucram, grupul în care lucram, nu reușea cumva să se restructureze și să se replieze pe cerințele pieții în momentul respectiv. Și erau foarte multe probleme, inclusiv salariale, întârzieri de salarii și așa mai departe. Și pe fondul acesta mi-am dat seama că nu e mediul în care eu vreau să continui dezvoltarea mea profesională și e cazul de o schimbare. De aici până a deveni antreprenor a fost așa o introspecție și o căutare de ce-mi doresc să fac mai departe. Au fost mai multe idei, tot pe partea asta textile și fashion. Am ajuns la Couture de Marie, poate și din cauza faptului că mama mea fiind croitoreasă, este croitoreasă, a lucrat toată viața în domeniul ăsta. Am crescut cu mașină de cusut în casă, am avut acces la acest domeniu și atunci pasiunile din copilărie s-au transpus mult mai târziu în acest brand, în această afacere pe care am pornit-o, repet, în 2014. În 2014 ați pornit brandul? Da, un an de zile am lucrat efectiv în sufragerie, într-un apartament de 3 camere în care locuim și acum. Am reamenajat sufrageria, am transformat-o în atelier. Am început totul cu o investiție minimă, am cumpărat practic câteva mașini de cusut, un fier de călcat mai profi. Am chemat-o pe mama de la Focșani și i-am zis, mama, uite ce vreau să fac, hai să începem. Practic ea a fost primul meu angajat cu care am pornit la drum. Acest an de zile în care am lucrat efectiv acasă a fost anul de a învăța. Practic, eu atunci am învățat tot ce înseamnă croitorie, tot ce înseamnă design, styling, producție, am testat modele, am testat piața, am învățat să fac tipare și așa mai departe. Deci, practic, anul acesta 2014-2015 a fost anul de a învăța, nu neapărat de a fi profitabil și a face un business realmente profitabil. Și ulterior, cum s-a dezvoltat business-ul? Ați rămas în același atelier improvizat? Nu, în 2015, în toamnă, ne-am închiriat un showroom, am închiriat o locație unde am mutat atelierul. Am angajat oameni pe partea de producție, de fapt un om la momentul respectiv. Și ușor, ușor a început să facem colecții. Practic am lansat și colecțiile de 2 ori pe an. Am deschis magazin online, am participat din ce în ce mai des la târguri și evenimente de profil. Am dezvoltat foarte mult segmentul custom-made. Eu cu asta am pornit la drum și asta mi-am dorit să fac.
Și iată-ne în 2020, la o cifră de afaceri anul trecut am încheiat cu 330.000 de lei, aproape 70.000 de euro. Și anul acesta vrem să ne dublăm cifra de afaceri. Avem planuri mari. Câți oameni aveți în prezent angajați? În momentul de față suntem doar 2 angajați. Din păcate, forța de muncă pe piața aceasta textililor, a confecțiilor, este destul de dificilă, cel puțin în București sau cu pregădere în București. Și ne este destul de greu să angajăm și să angajăm oameni potriviți profilului nostru. Și aici este o provocare. Când ați intrat în această industrie a textilelor, ca un domeniu general, știați de aceste probleme? V-ați așteptat să fie așa? Știam cumva de aceste probleme, dar nu la nivelul acesta. Adică când îți faci planul de business și când proiectezi niște strategii, bineînțeles că iei în calcul atât concurența mare pe zona aceasta, lipsa forței de muncă am luat-o și noi în calcul, dar cumva am fost optimiști și am zis să o să găsim resurse și o să ne descurcăm și, mă rog, faptul că eu am crezut atât de mult în ideea asta nu m-a făcut să renunț ușor, deși au fost multe provocări de-a lungul timpului. Spuneați că aveți și un showroom. Ce v-a determinat să deschideți acest spațiu? Păi totul a plecat de la nevoia de a expune hainele și de a interacționa efectiv eu cu clienta. Făcând custom made, era nevoie de un spațiu în care clienta să vină, să discutăm, să luăm măsuri, să facem probe și așa mai departe. Deci era necesar un showroom în etapa aceea și acum ne-am mutat după 4 ani, anul trecut, ne-am mutat în altă locație, mai mare, pe zona de producție, acum avem nevoie pe zona de producție de spațiu și suntem pe Bulevardul Dacia. Deci o locație destul de centrală. Da, da. Ați da. Căutat exact. Ulterior am fost pe Polonă, deci foarte, foarte aproape de unde suntem acum. Am rămas cumva legați de zonă pentru a facilita accesul clientelor în locație și în showroom. Și din ce produceți? Cât reprezintă colecții pe care le aveți pe un așa numit stoc și cât reprezintă comenzile de la client? Când am început, în 2015, că de fapt la anul acela să ne raportăm, custom made-ul reprezenta 100% din business. Acum, în 2019, ne raportăm la anul trecut, colecțiile și vânzările online sunt undeva la 60% din business. Deci am redus custom made-ul și am crescut ca și proporții, raportând la cifra de afaceri, numărul de clienți a crescut, dar ca și proporție din business, acestea sunt cifrele. Ați văzut vreun trend? Caută clientele, nu știu, anumite culori, se uită la ce e în trend, care e culoarea anului? Nu, cel puțin pe zona noastră de cliente nu sunt atât de mult atrase de ce se poartă și ce este în trend, ci mai mult vor haine să le vină bine, să le avantajeze, vor să fie diferite față de restul produselor de pe piață, vor haine pe care să le poarte în diferite momente ale zilei și să le reutilizeze. Noi pentru asta cumva și milităm și încurajăm clientele să repoarte o rochie în diferite evenimente, accesorizând-o diferit. Și atunci e mult mai potrivit să poartă o rochie ce se potrivește pe tipologia, pe silueta ei, decât ce se poartă. Deci mai mult persoana decât exact, haina. Exact. Partea de consiliere din showroom este foarte importantă pentru mine și în egală măsură este foarte apreciată de cliente. Și o întâlnire în showroom e o adevărată experiență în sine.
Pornim de la sfaturi, ce tip de silietă ai, ce preferințe ai, în ce rochi, în ce ținută te simți confortabil, de ce te simți confortabil în ținuta respectivă. Să încerc personal să-mi dau seama exact de profilul clientei, ce caută, că de multe ori nici clienta nu știe foarte clar ce caută, și atunci eu trebuie să identific exact ce are nevoie să pot să-i ofer soluția ideală. Care sunt tipurile de cliente care ajung în showroom și care comandă practic hainele? Ca o profil al clientei din showroom avem femei undeva 35-45 de ani, middle management, top management, corporații sau antreprenoare, femei foarte ocupate, nu au foarte mult timp la dispoziție, femei care își doresc să fie diferite, așa cum spuneam și mai devreme, și care apreciază tot ce înseamnă produse în serii limitate, produse de designer, calitate, calitate atât a cusăturilor, un design curat, calitatea materialelor. Suntem un pic avantajați din punctul ăsta de vedere, ne mândrim cu clientele pe care le avem, faptul că ne apreciază munca. De unde vă luați materia primă? De unde vă luați materialele? În momentul de față ne aprovizionăm doar de la furnizori, să le spunem, locali. Ei importă din afara țării materiale, noi cumpărăm doar de la furnizori din România. Nu am început deocamdată, cel puțin, importul direct de țesături. Și spuneți de producție, aveți nevoie de un spațiu mai mare, ați avut nevoie de un spațiu mai mare de producție, cam câte haine ies pe lună? Noi avem o medie de 5 produse pe zi, 5 produse cap-coadă pe zi, asta pe producția de serie, pe producția de custom-made, acolo lucrurile sunt diferite și în funcție de complexitatea modelului, o execuție poate dura și 2-3 zile a unei rochii. Sunt discutabile lucrurile acolo, dar pe partea de serie avem o producție de 5 produse pe zi, asta înseamnă o medie de 100 de rochii pe lună. Și spuneați că ați învățat în anul acela de probă, ați învățat și design și și cusăturile. De unde vă luați inspirația pentru modele și pentru colecții? Inspirația, când ești un creator, vine pur și simplu, vine din ceea ce este în jurul tău, de cele mai multe ori din discuțiile pe care le am cu clientele, sunt foarte proactivă și pro-orientată către cliente și îmi doresc ca toate dorințele lor să le pun în creațiile mele. Ultima colecție lansată, cea de primăvară, este chiar, așa se numește, Inspire, pentru că este cumva o colecție amestecată, zic eu, ușor amestecată, dar pe profilul clientelor mele. Deci inspirația vine de oriunde, atât timp cât ești focusat să-ți atingi scopul. Vedeți un trend înspre produsele făcute de designer români, create în România, care au semnătura unui designer român? Este un trend în acest sens, ne bucură lucrul acesta. Sunt din ce în ce mai multe cliente care vor să fie diferite, cliente care apreciază consilierea, care apreciază faptul că își poate face o rochie personalizată. Noi pe site, dincolo de produsele de serie, avem și serviciu de custom. Cumva orice produs de pe site poate fi adaptat, modificat, scurtat, retușat, fără costuri suplimentare. Iar ăsta este un serviciu pe care clientele noastre îl apreciază enorm. Într-adevăr, mass market-ul este, mă rog, o provocare pentru noi, nu este concurența noastră directă. Noi suntem în zona de slow fashion și avem alte principii și promovăm alt tip de fashion, însă și clientele din ce în ce mai multe vin înspre noi.
Cum vedeți viața de antreprenor? Cum o simțiți după 6 ani de business? Viața de antreprenor e foarte provocatoare. N-aș vrea să fiu pesimistă, dar e destul de provocator din toate punctele de vedere. Dar în egală măsură satisfacțiile și beneficiile și clientele mulțumite, cel puțin din ochii mei, prin ochii mei, îți dau elanul și îți dau forța și îți dau curajul și îți dau toate ce necesare să mergi mai departe. Și ca un sfat pentru un tânăr antreprenor? În primul rând, întrebarea care se impune este: de ce vrei să te faci antreprenor? Este o întrebare pe care și eu mi-am pus-o la rândul meu. Acum, în ultimii ani, văd așa un trend că e la modă să fii antreprenor, e cool, te văd cei din jurul tău cu alți ochi, însă dacă nu ai motivația necesară, nu-ți stabilești un business plan, nu crezi în produsul tău, în serviciul tău, ce vrei să lansezi pe piață, ce aduci tu bun în comunitatea respectivă, în industria ta, datorită provocărilor pe care le întâmpini pe parcursul drumului, e posibil să renunți și e păcat, pentru că antreprenoriatul e frumos la urma urmei. Dar trebuie să știi de ce vrei să te apuci de un business. Vă mulțumesc pentru poveste și mult succes în continuare. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți și vă invit să citiți în continuare poveștile antreprenorilor pe platforma noastră www.zf.ro/afaceri de la zero.